Bun, deci, salut, Traian Bun și bine v-am regăsit la un episod de acesta mai aici pe Sampe, exact cum v-am obișnuit. V-am spus că o să mai filmăm un episod pe seara, dar nu filmăm exact când dăm finish quest, o să filmăm când ne cumpărăm o casă. Bun, am venit în SF, am găsit aici zona asta frumos dreaptă, am văzut aici o casă la 300k, interior frumos, chiar îmi place, o să trească să o decorăm noi frumos, dar mai întâi să strângem un pic de bănuți, pentru că chiar m-am halit de pe toate conturile. Am stors și ultimul bonus, aveam 270k. Nu fără asta sau cum îl cheamă, id nu mufăr, nu e online. Așa că hai să dăm buy house frumos / buy house. Și ne-am cumpărat o casă, fraților, foarte fain. House help. Hai să dăm un cum era / who parcă. Da. Bă, nu mai știu cât costa unda asta. He? Cât costa, mă? Ia să vedem. Da, să adaug repede ceva aici la intrare. Next. Uite, adăugăm box asta. Stați. Aha, costă $500. Ok. Hai să o întoarcem. Așa. Înălțime mai jos. În spate, mai în spate, în stânga, s-o mai rotim un pic, o băgăm în perete, o coborâm, edit și așa arată. Bun, fraților, cam așa arată casa. Este ID-ul 471, dacă vreți să dați rent, rent cum era? House help, că nu mai știu. Set rent table. Sau nu, set rate able park. Da. 1. A, nu. No. Și scot rent-ul. Yes, bag rent-ul. Set rent. Aș, set rent 0. Atâta. Hai parcă mi-e fernusul, pentru că e fern banul aici, parcă am eurosul. Eurosul e euros, dacă știți cum zic. Așa că mașinile o să le parchez, uitați, aici. Infernus o să-l parchez aici. Încă un pic mai față, atât. Park. Și în acest episod o să vreau să ne ducem toate mașinile, adică toate 4. O să aduc și Landstalker-uri, băi. E mașina de tot rahatul, să zic, să vorbesc așa un pic mai urât. Dar e mașina mea. Nu pot să zic altceva, este mașina mea și... Dacă este mașina mea, trebuie să o am acasă, pentru că este mașina mea. Mai ales momentan că nu fac maraton. Când o să mă apuc de maraton, o să văd unde am checkpoint-urile în SF. O să-mi aduc toate conturile mele, cel puțin. Pentru că vreau să le am pe toate la mine, la casă. Bun. Și dacă o să le am pe toate la casă, este foarte bine. Dar ce e asta, bossule? Adevărat că zic că nu știu ce e asta. What the fuck? Mă rog. Deci vă dați seama. O să vreau să le-am dat la casă, dacă vreți să veniți și voi. Casa asta are rent 0471 ID-ul. Bă, acum mi-am cumpărat casă, am 3 mașini foarte forță și a patra este de tutorial, n-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac, dar gânab. Dar este a mea și o să o aduc la casă. I-am dat parc la Inferno, să acum mergem în LS la fost acasă, să-mi iau restul de mașini. Acum, de acum o să ne punem să strângem bani de un gestor. Da, fraților, știu că am spus că o să-mi strâng bani de sinking, de nu mai știu ce am zis, nici nu mai știu ce mașini am zis, dar... Tu te... Dacă mă bubui, mă tai curva. Așa. Repair, repair, am spus. Aha, țap. Da, ești. Da, hai că și așa aveam foarte mulți bani cei drept. N-am reușit să scriu pentru că nu mai știam să scriu. Băi, te retinea, trebuie să-mi ceară pentru că am reparat-o, nu? Băi, e bine. Sau avea Infernusul, pentru că Infernusul este nou. E prima dată când îl bubui. Mă rog, hai să mergem rapid. Fac. Bă, e nașpa cu zona aia, pentru că sunt foarte mulți nabi care merg la tăietor de lemne. Cine mergea pe contrasens și a intrat în mine? De ce am intrat pe contrasens?
că te-a depășit un tăietor de lemne și mă făcea pilaf. Mă rog, înțelege. De n-ar ce ești. Du-te. Bă, nu știu exact cum sancțiunile pe limbaj, așa că prefer să nu zic exact cuvântul, adică drăchiu. Ia uite, să mă de botă. Lucas 35 avea și casă, că am vrut să o cumpăr. Hai să mergem rapid. Sperăm să nu mai avem incidente cu toți handicapații de pe server, pentru că efectiv sunt niște proștiuni. Mă rog, da, fraților, să continuăm ce am spus. Ce spuneam, vreau să-mi cumpăr pe oră un Jester, pentru că mi se pare o mașină super forță, chit că e tracțiune în față. Este una dintre mașinile mele preferate, deoarece este Toyota Supra, deci mașina, bă, iar stâlpul ăsta, m-a făcut stâlpul, măti. Deci, pentru cine nu știe, Jesterul în Samp este Toyota Supra în realitate. Am un mod super șmecher pe ea și vreau să îl folosesc. Așa. De să dăm repair la mașină, pentru că iar ne bubuie un porost. Mă rog, hai să mergem rapid. Luăm Eurosul, după aia aducem și turismul și după aia mergem și după Landstalker. Chit că Landstalker nu prea are ce face el prin SF, dar o să-l țin acolo pentru că o să-mi împrăștiu cele trei mașini, Infernusul, Turismo-ul și Landstalker-ul. Chit că unii poate ar împrăștea Turismo, Landstalker și Euros, eu păstrez Eurosul pentru că este mașina mea preferată din toate mașinile pe care le am. Bineînțeles, și aceste două mașini îmi plac foarte mult, Infernusul și Turismo-ul, vă dați seama. Turismo-ul este prima mea mașină cumpărată de către mine, de peste un milion, de peste un caca pe românește, pe Sampește sau cum naiba se zice. Așa că vă dați seama că țin foarte mult și la ea. Dar acum a apărut Infernusul, avem challenge-ul de 1 milion de kilometri. Hai că dacă e, nici nu mă spomenează lumea. Avem challenge-ul de 1 milion de kilometri. Vreau să-i fac 100.000 de kilometri cel puțin până se termine anul acesta, adică până în decembrie. Mâine sau poimine o să apară și review-ul la telefonul meu nou. Pentru cine nu știe, m-am hotărât să-mi schimb telefonul până în prezent și acum în prezent când filmez acest episod. Am un Samsung Galaxy G6, G6 simplu, și mi-am dat ieri, azi, pe la 1 noaptea, mi-am dat comandă de un Samsung Galaxy, nu Samsung, e un Redmi Note 7. Bă! Redmi Note 7 m-a impresionat foarte mult la cameră. M-am uitat și la tutoriale, ziceți-mi să vă spun. M-am uitat și foarte mult la review-uri despre acel telefon și mulți laudă. Bă, și am zis, bă, dar ce să nu-l încerc? Dacă nu-mi place, o să-l păstrez pe acela ca și telefon de filmat, pentru că camera 100% e mai bună decât telefonul meu în prezent. Îmi cumpăr un trepied mai solid, pentru că trepiedul pe care l-am este un pic cam fragil, dar merge. La început merge cu vlogurile și cu astea, dacă o să mă apuc vreodată de vloguri. Refill. Bă, ce fain e să fii mecanic, îmi place maxim jobul ăsta. Și o să revin înapoi la G6 sau vedem. Dacă nu, o să-mi cumpăr altul pe lângă Redmi. Dar până atunci o să vreau să îl testez pe acesta. Dacă nu, o să văd eu ce telefon îmi cumpăr. Poate o să-mi iau un G4, pentru că-s curios cum este și acela. G6-le, cât timp îl testez, o să fie al fratelui meu. Deci nu are niciun fel de legătură, deci, dar oricând la orice oră pot să-mi iau înapoi. Dar mă poate gândul să-mi iau și un G4. Să-mi strâng bani să-mi iau un G4. E vreo 500 de lei sau ceva gen, 500-600 de lei maxim. Și chiar mi se pare interesantă ideea să-mi iau și un G4, pentru că chiar nu știu cum e G4-ul. Deci chiar nu știu, este G4 Plus, dacă mi-au plusul, pentru că mi se pare mult mai fain, pentru că e mare. Și mi se pare interesantă ideea asta de a tot să-mi tot cumpăr, să tot să testez așa telefoane.
nu neapărat să le fac review, dar să mi le cumpăr pentru mine, știți? Îmi iau 7 telefoane, fie pentru fiecare zi alt telefon. Pana mea, vă dați seama că glumesc cu chestia asta, dar mi s-ar părea cel puțin mie interesantă această idee. Nu știu, ziceți-mi și voi în comentarii. Bă, fraților, nu știu dacă o să mai țin mai mult episodul acesta. Cred că o să-mi aduc celelalte mașini singur. Bă, eu cred că vom închide aici acest episod. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. De fapt, nu o închidem aici, stai așa. Eu închideam, dar am uitat că vreau să parchez aceste euros cu voi. Deci, o să închidem episodul când ajungem în casa. Hai că da, băgăm eurosul în casă, dacă e. O să ajungem la casă. Bun. Bă, da, și chiar vreau să-mi lăsați părerea voastră în comentariu despre ideea asta de seria asta pe bizon. Pentru că mulți nu prea am văzut că vă... Adică, bă, se strâng 6 like-uri, 7. Mai slab decât la seria de pe Behood. Cei drept, o am avut o perioadă când strângeam 60 de views în 24 de ore și cel puțin 15-16 like-uri. Era forță. Dar am avut atunci o problemă, a trebuit să mă las vreo săptămână, 2-3, o lună. Abonații care se uitau pe atunci, unii dintre ei nu și-au dezactivat clopoțelul sau nu știu exact ce au făcut, dar nu știu, în orice caz, acum suntem în jur de 15-20 de views pe 24 de ore, cam așa, și cam 6 like-uri, cam așa. Bă, nu știu. O să vreau să începem iar seria de live-uri, pentru că atunci am avut cel mai mare succes când făceam live-uri aproape zilnice. Nu prea o să mai am timp să fac live zilnic, vă dați seama, cu școala și pana mea, pe multe chestii, dar o să vreau să fac măcar pe sâmbătă un live, dar o să vedem. Bun, frate, cam asta a fost acest episod. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Eu am fost Zuki, iar până la un alt episod, vă salut! Bye bye.